Vă salut, domnul Iancu. Bună dimineața. Bună dimineața, da. Domnul Iancu, prima întrebare foarte simplă. Ați văzut multe la viața dumneavoastră. V-ați luptat cu sistemul, da? Sunteți printre puținii care ați avut curajul să vă luptați cu sistemul, cu arbitrajele și așa mai departe. Ce părere aveți de ce s-a întâmplat ieri la povestea cu Ejuma și Arma și acea intrare? Nici măcar n-a intervenit varul, doar cartonaș galben. Mă rog, tot contextul. Chiar sunt curios să aflu părerea dumneavoastră. Acum nu știm dacă n-a intervenit varul sau pur și simplu... Aparent n-a intervenit varul. Atunci înseamnă că e o înțelegere prestabilită între arbitru principal și var, dar nu interveni decât atunci când ni se cere opinia, pentru că altfel nu pot să înțeleg. Este într-adevăr o fază de joc, o fază în care în jumătate, din câte am văzut eu, a urmărit mingea, nu și-a dat seama, adică nu există intenția, dar există imprudența cu consecință extraordinar de gravă, care era ușor și vizibilă de arbitru. Deci, nu știu ce să spun, cred că era intenție din partea arbitrului central, care a dorit să conducă el cu mână foarte meciul și nu a cerut atunci, dacă e adevărat, n-a cerut opinia varului. L-ați prins când, nu mai știu, l-ați prins când erați patron pe Radu Petrescu? Da, un cel mai slab antrenor. Arbitru, scuzați-mă. Cel mai slab arbitru din... Nu, întotdeauna mi-am explicat doar faptul că el există în arbitraj prin faptul că există posibilitatea, dorința că în anumite meciuri să se facă o diferență alta decât cea sportivă de pe teren. Și întotdeauna l-am bănuit de treaba asta pe acest arbitru. Deci, pe lângă faptul că e slab, l-ați bănuit întotdeauna că este un arbitru, hai să nu folosim neapărat cuvinte mari, deși până la urmă cred că ăsta e cuvântul corupt, până la urmă, care poate fi cointeresat, să fiu mai elegant. Ți-am răspuns la momentul când eram eu implicat în fotbal. Nu se poate spune că aseară s-a făcut diferența datorită arbitrului. Diferența s-a făcut la faza respectivă, dar atât. În rest, pe teren, nu a fost deci aveți o părere proastă despre Radu Petrescu când erați în fotbal. Dar susținută de modul cum a ieșit el în evidență, cu ghilimelele de rigoare, de fiecare dată. Luați toate arbitrajele lui și să vedeți câte gafe monumentale, de multe ori la limita de a nu le concepe ca și gafă, ci ca intenție. Era genul de arbitru săgeată pe vremuri? N-am probe ca să merg atât de departe, dar e clar că a făcut diferența non-sportivă de foarte multe ori prin intervențiile sau neintervențiile, lipsa intervenției atunci când se impunea ca și arbitru. Adică nu și-a îndeplinit scopul pentru care e pe teren. Da, corect. Una peste alta, victorie meritată, nu a FCSB-ului. Aici nu cred că avem ce discuta. Horia, în mod clar, diferențele de investiții, vorbesc de nivelul de investiții, de experiență managerială, cluburi care au loturi profesioniste în adevăratul sens al cuvântului, bine dimensionate, cu o medie de vârstă adaptată obiectivului, cu medie de înălțime, ca dovadă ceea ce reprezintă astăzi faza fixă sau centrare sau... El a început să facă diferența, a început să se impună cu un mic amendament. Hagi, care din postura lui de un mare jucător cu o mare experiență, a venit ca și antrenor și este și manager și patron al unui club. Cred că nici nu știu dacă mai este la nivelul de vârf al fotbalului o asemenea situație, care într-adevăr poate să nască anumite surprize.